Slăvit fie Domnul pentru întâlnirea noastră. De o vreme, știți că de câte ori vin pe aici, vorbesc despre familie, pentru familie. Asta se dorește, iar eu vorbesc cu drag despre acest subiect, iar în această seară am pregătit tot un mesaj despre familie, pe care l-am intitulat abrupt Provocările vieții de familie. Și când am zis în titlu familie, să știți că nu mă refer doar la soți, nu mă refer doar la relația dintre părinți și copii și invers, ci mă refer la toți deodată, la familie în întregime. Mă refer la nurori, la gineri, cumnați, cumnate, familii lărgite. Mă refer la socri, la cuscri. Mă refer la tot ceea ce adună cu sine de-a lungul anilor o familie care se tot formează, care se tot extinde, care devine tot mai complexă, uneori tot mai complicată, cu tot mai multe provocări. Deci titlul, să știți că nu este pus într-un mod jurnalistic, ci reflectă exact predica pe care o voi ține, anume Provocările vieții de familie. Ca să ne fie mai simplu și să fie pe inima evanghelicilor, noi ne aflăm aici într-o biserică evanghelică, așa că să ne conformăm. Voi face recurs la textul biblic și voi face recurs la un text lung. De exemplu, vom începe din Geneza, capitolul 37, și vom merge până la capitolul 48. Să-l citim? De la 37 la 48? Nu-l citim. Am să povestesc. Bucată cu bucată. Povestea va dura un pic mai puțin decât lectura și sper că va fi mai plăcută, așa cum eu însumi spun uneori amicilor mei, citește cartea asta, eu nu mai am timp, și povestește-mi-o. Și ei, mult mai brav decât mine, o fac. Bine, și eu fac asta pentru ei. Așa că ne împărțim pe lectură, că ne-am dat seama că sunt prea multe cărți și viața e prea scurtă. Așadar, Provocările vieții de familie, studiu de caz, patriarhul Iosif, pentru că, într-adevăr, ceea ce avem cu începere de la Geneza 37, și sigur că puteți să mă urmăriți în timp ce predicăm, în timp ce expunem, ceea ce avem aici este un fel de poveste de familie și suntem invitați prin biografia și întâmplările lui Iosif să privim la familia lui, la toate aceste relații complicate, uneori dureroase, efectiv provocările vieții de familie din perspectiva lui Iosif. O singură mențiune introductivă și ultima este că adesea ne uităm la Iosif doar ca la un personaj singular care învinge, care scapă, care fuge de soția lui Potifar, care ajunge în temniță, acuzat pe nedrept, care este scos din temniță, și vedem elementul ăsta spectaculos, eroic al lui Iosif, ceea ce nu e rău, e din Biblie și acesta. Doar că în seara aceasta vă rog să nu vă așteptați la eroisme de felul acesta, pentru că nu-l vom lua pe Iosif și nu vom face din el un erou, ci vom încerca să-l vedem în contextul mai larg al, care-i subiectul serii, familiei. Și vom încerca să observăm, sper să reușim, că omul acesta a avut mai multe necazuri nu cu Egiptul și cu Faraon și cu toți demnitarii de pe acolo, ci de cele mai multe ori a plâns din cauza cui? A familiei. Anticipez puțin, deși nu se face, dar uite, am ajuns să fac ce nu se face, din cauza canicului. Există vreo 6 ocurențe în Geneza, 6 locuri, în care citim că Iosif plângea. Și plângea de se scutura, cum ar zice Bihoreanul. Plângea cu lacrimi adevărate. Găsim 6 implozii, 6 prăbușiri a lui Iosif. Să vă mai spun că toate erau din cauza cui? Familiei. Să vă mai spun că niciodată n-a plâns pentru Faraon. N-a plâns pentru că a venit foamete în Egipt. El era pregătit. A plâns pentru familie. Se cade să amintim în contrapondere că și cele mai mari bucurii le-a avut tot din partea cui? Ale familiei. Pentru că asta e familia, care îți furnizează în mod amestecat și una și cealaltă. 4 provocări identificăm, dragii mei, din istoria lui Iosif,
După enunțul fiecărei provocări urmează o parte de narațiune, de poveste, cumva din partea mea în marginea textului biblic, și apoi fiecare provocare se încheie cu trei principii, asta ca să fim un pic sistematici în cele din urmă. Așadar, hai să începem. Suntem pregătiți? Mulțumesc pentru entuziasm. Iubirea poate fi riscantă. Iubirea poate fi riscantă. Vă rog, nu ridicați piatra să aruncați în mine. N-am spus că este. N-am spus că trebuie să fie. Ce am zis? Poate fi, vă rog, relax. Cel puțin în cazul lui Iosif, și e biblic, a fost. Cel puțin Iosif a avut parte în spațiul intrafamiliar, adică în interiorul familiei, nu relația lui cu altă familie, ci în familia lui, de o iubire adeseori contondentă, o iubire armă, o iubire care a produs sângerare, o iubire cu care nu s-a știut cum să se lucreze, ce să faci cu iubirea aceea, cum se face. Priviți împreună cu mine, dragii mei, în Geneza, capitolul 37, de la versetul 1 până la versetul 11, probabil fragmentul cel mai cunoscut din aceste capitole, unde totul începe cu Iacov și apoi este desigur introdus Iosif imediat în versetul 2 și în moment în care aflăm câteva informații despre Iosif. Bună oară, în versetul 2 aflăm despre sarcina lui Iosif, zice că el păștea oile împreună cu frații lui. Și acest păștea oile împreună cu frații lui și se indică acolo fiii Bilhei și al Zilpei, pentru că Iacov a avut mai multe soții și acolo deja devin lucrurile complicate, n-avem timp și caniculă mare. Dar în orice caz, vă imaginați comentatorii care au vreme și splătiți pentru asta, au intrat pe analize adânci aici, de ce cu ăștia păștea oile, de ce nu cu ceilalți mai mari, pentru că pruncii erau mai mulți, neveste fiind mai multe, și atunci erau și pruncii de pe câteva grade, pe câteva nivele. Și ăștia mai de la urmă făceau muncile mai așa. Și el era în rândul acestora, într-un anumit fel, era la penultimul din mama lui, ca să spun așa. Și iată-l în sarcina aceasta lui Iosif, este acest păzit al oilor, acest păzitor al oilor. Spune ebraiștii că acolo unde citim că păzea oile, că sunt anumite manuscrise ale Vechiului Testament care nu conține cuvântul oaie, adică n-apare oaie, ci zice că se poate traduce de-a dreptul că era păzitorul fraților lui. Oricărui frate îi convine să aibă un frate ca păzitor. Dacă iei de bună asta, cumva se leagă lucrurile, că mai târziu, el cumva se erijează în a fi stăpân peste frații lui, deși este cel mai mic sau aproape cel mai mic, și la sfârșit știți bine că frații lui o să-l întrebe, după ce are el niște visuri, nu cumva vei ajunge tu, ăla mic, să stăpânești peste noi? Deci cumva de ce te temi, de aia nu scapi. Prima informație este despre sarcina lui Iosif, adică un băiat asumat care la nivelul vârstei își face datoria. A doua informație din text este legată de denunțul lui Iosif. Auzi, denunțul în ceea ce îi privește pe fiii Bilhei și al Zilpei, citez, Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Gestul așadar poate fi interpretat într-un mod ambivalent. Da, ați auzit bine, ambivalent. Pe de o parte, niciodată nu ne-au plăcut pârâcioșii, și mai ales când eram mici. Pârâciosul de obicei era pedepsit, dacă nu astăzi ne ocupăm noi de el, de obicei ne ocupăm. Pentru că nu se poate să scapi nepedepsit dacă ești pârâcios. A fi pârâcios e ceva mai grav decât altele, dar nu vă spun care sunt altele. Pe de o parte, aici avem un pârâcios incorigibil care îi vede pe ăștia făcând fapte rele, mă rog, vorbind lucruri urâte, și el se duce și îi părăște. Și pârâciosul nu e iubit niciodată, în nicio civilizație. Pe de altă parte, avem de-a face și cu o naivitate, poate. Și din cauza vârstei și din cauza că era relativ răsfățat, Iosif este un pic naiv și în naivitatea lui se apucă să spună ce nu se spune, poate. Iată-l denunțul lui Iosif. A treia informație este relația cu tata. Israel sau Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe ceilalți fii ai săi, ceea ce nu sună bine pentru un părinte.
Pentru că îl născuse la bătrânețe. Asta putem înțelege, de obicei copiii făcuți mai după o anumită vârstă devin idoli sau pot să devină idoli. Toți copiii pot să devină idoli, dar mai la tinerețe n-ai vreme de treaba asta. Pe când mai încolo ai prea multă vreme. Ești prea contemplativ și îl poți face idol. Îl născuse la bătrânețe și îl iubea mai mult decât pe ceilalți, dovada o haină pestriță, adică o haină cu mâneci care se întinde până la încheieturi, o haină cumva nobilă, de noblețe, o haină colorată într-o epocă în care pigmentul, adică culoarea, nu era ce este astăzi, adică era o formă de lux, de evidențiere. Și iată-l pe tata care, fără să-și dea seama, deja Iosif reușise singur să se pună în animozitate cu cine? Cu frații lui, a reușit singur, ai văzut cât de precoce a fost? Și tata vine și îi dă și o ținută din aceasta specială ca să întregească cumva tata, fără să știe probabil cum stau lucrurile. A patra și ultima informație e legată de visele lui Iosif. Iosif visează și nu visează numai o dată, visează de două ori și așa de bine visează, încât el mereu în vis este cel mai mare. Normal că dacă visezi cu tine, te vei pune în vis unde trebuie, adică... Dar nu s-a pus el, a visul până la urmă nu-l poți coordona, nu-l poți controla. Și visează, nu ne mirăm, că el apare primul acolo în vis și că toți ceilalți, auzi, frații lui, mama și tata, se vor închina înaintea cui? Înaintea lui. Faptul că visează unele ca acestea, nu ne mirăm, putem înțelege. Omul poate visa chiar lucruri interesante, dar faptul că te duci să le spuneți, să le spui. Să viseze cineva din biserică, va fi păstorul bisericii. Bine, el poate să viseze asta. Adică să înțelegeți, nu e interzis, poate să viseze asta. Noi nu avem nimic împotrivă. Nu controlăm visele oamenilor. Acum să vii să ne spui de la microfon lucrul ăsta, adică îți pare cam mult. Lasă visul, că dacă visul acela vine de la Domnul, el se va împlini negreșit. Nu ni-l spune, că nu știm ce să facem cu el. Ba din potrivă, cine știe ce face? Cine știe gânduri ne vin? Și el visează și așa visează că și îi pune pe toți frații lui mai mari în... Sesizați, vă rog, că aici sunt vreo trei planuri pe care le vom sublinia în cele trei principii. Și aceste trei planuri au legătură cu iubirea. Toate sunt în legătură cu iubirea. Avem așadar următoarele trei ipostaze, trei neajunsuri ale iubirii. Vă spuneam că principiul sună că iubirea poate fi riscantă. În primul rând, avem aici o iubire greșit exprimată. O iubire greșit exprimată. Iacov sau Israel îl iubește pe Iosif, pe fiul lui, mai mult decât pe ceilalți fii și nu se sfiește să afirme asta, pur și simplu se afișează cu o iubire totuși părtinitoare, adică face deosebire între copii. Cei care sunteți părinți, ca și mine, știți că ne străduim să nu facem deosebire și totuși de-a lungul anilor suntem de obicei acuzați, uneori, nu de obicei, uneori acuzați că am făcut ce? Deosebire. Ani de zile m-am luptat să nu fac deosebire, dar eu am auzit de câteva ori, n-a fost ceartă, să nu vă imaginați că ne-am certat ca la ușa cortului, dar niște vorbe aruncate am auzit de la câte unul, că parcă l-am avantajat mai mult pe celălalt. Și nu avem numai doi, dacă aveam mai mulți. Dar nu dă Domnul numai cât poți? Te străduiești să-i acorzi fiecăruia, nu? Egal, iubirea, defotamentul tău, protecția ta și totuși îi se pare că ai scăpat un gram mai mult la celălalt. Că scap la el nu-i problemă. Aia nu se vede, să nu scap la celălalt. O iubire greșit exprimată este o iubire partinică, este o iubire subiectivă, este o iubire selectivă, nu? Și asta se poate manifesta în relația dintre părinți și copii, dar se poate manifesta între copii și părinți. Se poate manifesta într-un anumit fel între soți.
se poate manifesta în mai multe sfere ale familiei, unde este implicată iubirea, în proporții și în stiluri diferite. Așadar, când vorbim că iubirea este riscantă sau poate fi riscantă, spunem că o iubire poate fi greșit exprimată, da? Greșit exprimată. Ea, de asemenea, se poate exprima greșit și prin diferite extreme, cum ar fi o răceală, o ținere la distanță. Știți stilul acela românesc de pe vremuri, stilul părinților noștri, a bunicilor noștri, generația mea, da? Mă refer la generația mea. Știți, acea, cum să zic, distanța taților noștri, să nu ne ia în brațe, să nu ne... Știți că era un eveniment când ne luam în brațe. Bine, pentru generațiile mai tineri, așa ceva e de neconceput, că acum numai cu ei în brațe umblă tații, pruncii. Mă tem de alte, cealaltă extremă mă tem. Dar lasă de ce mă tem eu. Că nici înainte n-a fost bine așa. Sărbătoare era când tata, mai ales tata, dar și mama câteodată. Erau vremuri în care afecțiunea fizică nu se transmitea de la părinte la copil cum se transmite azi și vă rog să iertați pe înaintașii noștri pentru că ei n-au făcut-o, pentru că nici cu ei n-au făcut-o nimeni. Ei aveau probleme cu a-și manifesta afecțiunea între ei, conjugal, conjugal. Acolo nu se descurcau. Cum s-ar fi descurcat parental? O iubire greșit exprimată este o iubire din aceasta prea reținută, prea ponderată. Că nu mai știe, mai ales la mic, dacă îl iubești sau nu-l iubești. Sigur, cealaltă extremă este o iubire posesivă, dezlănțuită, o iubire cu care omori omul. Îl strângi de gât, îmbrățișându-l. Adică, băi, te îmbrățișez, dar îți mai las aer. Să supraviețuiești îmbrățișării mele. Adică nu ți invadezi spațiul intim. Nu te iubesc în mod posesiv. Părinții au uneori tendința aceasta și apoi soții uneori au tendința unei iubiri posesive, care, da, e iubire, dar e dusă de, dincolo de extremă. E o iubire bolnavă, e o iubire nocivă, toxică. 2. Nu este doar o iubire greșit exprimată, există, cel puțin în textul nostru, o iubire naiv exprimată. Ați auzit cum am zis? Nu neapărat greșit, ci naiv. Iosif își exprimă iubirea față de frații lui într-un mod cum? Naiv, credul. Câtă minte să ai, sau mai bine zis să nu ai, să te duci să le spui la ăștia cum o să vină ei să se închine înaintea ta. Cui convine să aud așa ceva? Eu sunt fratele mai mare în familia mea. Eu sunt fratele mai mare. Atâta trebuia lui soră mea să viseze așa ceva. Bine, nu cred că a visat. Uite, n-am întrebat-o, am să o întreb. Asta tu ai visat așa ceva vreodată? Să vină la mine să-mi spune că eu am să mă închin înainte ei. Auzi? De vreme am crezut că eu, împreună cu părinții, am educat-o pe ea. Adică eu ce impresie am despre asta și să vii să-mi spui că eu mă închin. Fața ta. E un soi de naivitate în iubire. Să știți că naivitatea erodează iubirea. Îi ia din putere. Îi ia din profunzime, din longevitate. Să știți că naivitatea nu e bună nicăieri. Că, mă înțeleg, nu e bună nicăieri, în nimic, dar nici în iubire. Un pic de realism, un pic de a fi prezent în epocă, în vreme, în a vedea cum merg lucrurile, a înțelege cum e cu oamenii, cum e cu relațiile. 3. O iubire precar exprimată. Precar exprimată, adică o iubire exprimată puțin, exprimată cu foarte mare reținere, ba chiar cu multă suspiciune uneori. Mă refer aici la frații lui Iosif, care fără îndoială, pentru că erau frați, cel puțin de tată, toți erau frați. Aveau mame diferite, e adevărat, dar de tată. Iar în epoca aceea tatăl era liantul, să zic așa, al familiei, tata ținea familia. Ei bine, și frații lui Iosif nu mă îndoiesc că l-au iubit pe Iosif, atâta cât au știut, cât au putut, că nu a fost simplu de iubit un copil așa de răsfățat, un frate așa de... Nu-i simplu de iubit. Care le primește pe toate, care le are pe toate, care... Dar iubirea lor pentru el a fost o iubire precară, a fost o iubire insuficientă, cu sincope.
O iubire care nici nu știi la un moment dat e iubire sau e altceva. Oricând o iubire precară poate să cadă de tot și să se transforme în resentimente și apoi în ură. Într-o încărcătură de invidie, cum vom vedea cazul acestor frați ai lui Iosif, care vor duce la un gest extrem, noi așa, vânzarea pur și simplu la niște madianiți ai lui Iosif. Acesta este, dragii mei, primul enunț al serii. Iubirea poate să fie, cum am zis, riscantă. 2. Siguranța poate fi iluzorie. Siguranța poate fi iluzorie. Ne uităm pentru aceasta la tot în capitolul 37, de la versetul 12 la versetul 36. Doar vă povestesc. Totul se deschide cu o poruncă venită din partea lui Iacov, versetul 14. Du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine, și adumi vești. Mie îmi place versetul acesta și prin antropologia lui, pentru că înainte de a fi puse oile, adică animalele, sunt puși cine? Oamenii. Din când în când să ne mai ducem aminte că oamenii sunt înaintea animalelor. Știți ce vreau să zic? Trăim într-o lume foarte răsturnată, în care nu mai știm care e mai sus decât care. Iată, du-te să vezi dacă frații tăi sunt bine, asta mă interesează, spunea tata, dar apoi să te uiți să vezi cum stăm cu oile, să vezi dacă totul e în regulă. Destinația inițială era Sihemul, îl trimite la Sihem, deoarece Iosif nu-i găsește acolo, deci ajunge în Sihem, nu-i găsește, a fost o aventură. Acolo află de la un necunoscut că aceștia sunt la Dotan. Trebuie să remarcăm că distanța, dragii mei, de unde pleacă Iosif, da, distanța aceea, de la Hebron, de fapt, până la Dotan este de aproximativ 100 de kilometri. Deci Iosif parcurge, în condițiile în care totuși e un tinerel, parcurge o distanță primejdios de mare pentru călătoriile pe jos și pentru toate riscurile la care te expui la o călătorie, de aproape 100 de kilometri. Acum, dacă mă întrebați pe mine ce părere am despre Iacov, despre tata care trimite un băiat singur la o așa misiune, eu vă voi spune că așa ceva nu se face. Ce bine că nu era pe atunci protecția copilului. Atât ai trebuia lui să fie protecția copilului, că cine știe ce citeam pe aici? Isprăv citeam pe aici. Îl suspectez pe Iacov de oarecare naivitate, cum se întâmplă prin familii, când în familii suntem cu garda jos. Cred că Iacov a fost așa de naiv încât nu și-a dat seama de acasă că frații lui Iosif nu l-au la inimă pe cine? Pe Iosif. Pentru că mi-e greu să cred că ai trimite pe fiul tău favorit, cum ar veni în gura lupului, să mă iertați. Adică să-l trimiți la cei care nu l-au la inimă. Adică trimiți altul, că avea mai mulți. În fine, sigur că am putea să ne întrebăm ce era cu Sihemul și Dotan, fără să insistăm prea mult exegetic, e bine să știți că aceste două zone unde au ajuns cu oile, e foarte suspect de ce au mers ei cu oile acolo, pentru că nu era teritoriul lor și pentru că acele teritorii în vremea aceea, e vorba de epoca bronzului mijlociu, acele teritorii erau ale altor stăpâni, să zic așa. Ce înțelegere au avut ei, nu putem ști. În orice caz, erau departe și s-a expus foarte mult. Pe cum se apropie Iosif de întâlnirea cu frații lui, ca să vă povestesc până la capăt, știți dumneavoastră, doar că vreau să recapitulăm, știți bine că ei, când l-au văzut, au spus, hai că, uite că vine, zice, vine trădătorul, vine visătorul de vise. Hai să punem mâna pe el și să-l omorâm și să scăpăm de el. Și apoi are loc o discuție între ei, Iuda joacă un rol important acolo, Iuda, fratele mai mare, și se tot târguiesc ei, unii au remușcări, alții nu au, cum să facem, cum să-l omorâm, hai să-l omorâm, în cele din urmă spun, hai să nu-l omorâm, hai să-l facem o groapă mare și să-l lăsăm în groapa aceea, mai bine să fie sfâșiat de fiare, să nu-l omorâm noi. Și în cele din urmă pe acolo, ca ceva salvator, trecea o caravană de madianiți, de negustori, care cumpărau tot ce întâlneau în cale. Și spune că l-au vândut la madianiți. Și-au rezolvat problema, într-un fel, litigiul acela dintre ei, în condițiile în care, asta vreau să observați, din perspectiva lui Iosif, Iosif se duce în siguranță, adică el de la familie, de la tata, pleacă la frații lui, la Dotan, departe, totuși sunt frații lui.
Și dacă e familia mea, chiar dacă e departe, eu plec de la premisa că în familia mea sunt în, care-i subiectul? Siguranță. Copiii cresc bine și sănătoși în familiile noastre pentru că se găsesc în siguranță. Soțiile noastre rămân cu noi pentru că se simt în siguranță. Bine, și noi rămânem cu ele tot din motivul ăsta. Dar asta nu se mai spune, am văzut. Și eu rămân cu soția mea că mă simt în siguranță. Nu-i nimeni care să mă ajusteze ca și ea, ca să mă îndrepte, să mă... Nu-i nimeni. Bine, zice ea câteodată, nu îndrăznește nimeni cu tine, nu știu cum faci, că nu îndrăznește nimeni. Eu trebuie să îndrăznesc, a zis. Nu se poate să lăsăm după tine. Și are dreptate. Cum ar fi dacă nimeni pe tine nu te... Cum, adică? Dar cine ești? Eu nu sunt nimeni, am zis. Eu nu sunt. Păi nu ești. E adevărat. Dar așa, oameni... Deci, vezi, în siguranță mă simt. Iosif, în toată tevatura aceasta, în toată drama aceasta, a acestui eveniment care devine fatal, devine aproape mortal, nu? Aproape mortal. El ajunge să fie vândut și dus după aceea, nu? În Egipt și vândut după aceea în Egipt. Și știți bine toată peripeția, toată istoria și cum ajunge la casa lui, în casa lui Potifar. Toate acestea se întâmplă în condiții de siguranță, în căutarea siguranței. De aceea ziceam că siguranța poate să fie iluzorie chiar și în familie. Vreau să fiu bineînțeles și apoi să oferim cele trei principii care vi le-am promis la fiecare. Nu vreau să spun prin asta că așa o grozăvie s-ar putea întâmpla într-o familie. Cred, sper că așa ceva nu se poate întâmpla ad literam. Adică o vânzare de felul acesta. Cred că nu se poate întâmpla așa ceva. Bun, admit. Dar, respectând proporțiile, cred că oricare dintre noi, după ce ne-am făcut mari și am devenit, ce am devenit? Copii mari, apoi am devenit soți sau soții, sau mă înțelegi, sau părinți, sau socri, sau... Cred că fiecare din noi, de-a lungul anilor, viețuind în familie, am avut momente de nesiguranță, adică ne-am bizuit măcar emoțional, știți cum zic, măcar emoțional, că nu-i vorba de bani aici. Și am avut un gust amar, pentru că de la ai tăi n-ai primit cât ar fi trebuit sau să primești sau cât te-ai fi așteptat tu sau eu să primesc. Da, familia este un spațiu al siguranței maxim și totuși are fisuri, pentru că e format din oameni și pentru că cei din jur, uneori chiar cei dragi, nu înțeleg care sunt nevoile tale, nevoile mele și cumva nu înțeleg să răspundă, da, la siguranța de care eu am nevoie. Sunt copii care cresc în familii și trăiesc în nesiguranță, în forme de nesiguranță, în special emoționale. Și dacă îi întreb pe părinți, părinții spun, noi facem tot ce trebuie pentru copilul nostru, noi îi cumpărăm asta, noi îl ducem acolo, noi am fost în concediu, mă înțelegeți? Și nu pot să-i contrazic. Noi muncim de dimineață până seara. Siguranța absolută nu se poate obține nici măcar în familie. Să mă iertați pentru predica asta, dar promit că data viitoare fac una mai optimistă. Fac una mai triumfalistă, că știu face și din ele. Din ele e mai ușor să face. Asta e din asta de caniculă, de arșiță. Păi frate, noi am crezut că familia este un bastion al siguranței și acolo e siguranță de plină. Nu, nu e sigur. Este, dar nu cum? De plină. Poți fi dezamăgit în familie? Evident, toți suntem și am fost. Trei principii. Există trei momente în viața lui Iosif sau în călătoria lui Iosif, mai bine zis, de la siguranță la nesiguranță totală. Primul moment este iubirea tatălui, casa părintească, unde el se simte în siguranță, răsfățat, cu haina cea mai bună, cu mâncarea cea mai bună, cu atenția maximă pe care o primește din partea tatălui și în casa tatălui, în iubirea tatălui, el se află în siguranță maximă. Apoi pornește la drumul acela de aproape 100 de kilometri pe care vi l-am descris și când ajunge în Sihem, Sihem însemnând aproape de Dotan, adică undeva la 70 de kilometri distanță, adică mult mai departe de casă, nu? Și mai aproape de destinație, i-a spus taicăsul, du-te în Sihem și îi vei găsi. Și când ajunge în ținutul acela relativ pustiu din Sihem, nu-și găsește frații.
la 70 de kilometri de casă, fără mașină, fără avion. Acolo întâlnește un necunoscut și îl întreabă de frații lui. Și aici este o ironie a textului, că necunoscutul știe unde sunt frații lui și el nu știe. O ironie subtilă a textului. Spune, hai să-i căutăm aici, inițial. Nu i-a găsit. După aceea spune, nu i-am găsit. Apoi același necunoscut, același anonim, îi zice, s-au dus la Dotan. Hai să mergem la Dotan. Merg acolo și, într-adevăr, el îi găsește pe frații lui. Nu i-a fost spre bine, dar i-a găsit pe frații lui. Asta înseamnă amabilitatea necunoscutului. De la siguranța din iubirea tatălui, amabilitatea necunoscutului. Să ajungi tu la 100 de kilometri de casă, să depinzi nu de unul dintre ai tăi, să depinzi de un necunoscut, de un străin. În fine, dar nu se opresc lucrurile aici. Nesiguranța devine mai dramatică prin violența fraților. Și paradoxal, necunoscutul l-a ajutat, iar frații lui l-au vândut. Ca să vezi ce poate face familia. Ca să vezi ce poți să facă, nu străinii, ci poți să facă ai tăi. Nu vreau să devenim patetici. Vreau să trecem cât mai repede la al treilea enunț. Înainte de asta trebuie să vă spun, trebuie. Există familii, poate nu aici, m-aș bucura să nu fie aici între noi, dar există familii în lumea aceasta, de altfel în fiecare generație, care poartă răni adânci și dureri cumplite, familii. Familii cu niște încărcături mari, încărcătură mare. Există familii în care părinții sunt infideli sau unul dintre ei, iar copiii sunt mari și pricep tot. Chiar dacă nimeni nu le spune, să zice. Infidelitatea unui părinte e o traumă într-o familie. Iar copilul, chiar dacă e mare, tot mai mare, se simte în siguranță. Agresivitatea unui tată sau unei mame, dar cu precădere a unui tată, produce multă ce? Siguranță. Permisivitatea unui tată care niciodată nu se implică în educația copiilor produce multă nesiguranță. Lipsa de angajament, de hărnicie, de determinare a unui soț care nu vrea să se țină de un serviciu, care nu are un salariu mulțumitor, produce foarte multă nesiguranță pentru cine? Pentru soția lui, care se străduiește să facă tot ce trebuie acasă, dar nu are din ce, nu are cu ce. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, există de asemenea probleme cu copiii sau cu unul dintre parteneri în care avem de-a face deja cu adicții sau putem avea de-a face cu adicții, cu patimi, alcool, droguri, sexualitate. Iar toate acestea produc în familie destabilizare și multă nesiguranță. Pentru că cel puțin pentru moment nu te mai poți bizui pe cel drag. Și am lăsat la urmă și promit că trec repede peste asta. Există uneori la unul dintre membrii familiei depresie, boala secolului. Sigur că noi considerăm că nu ne atinge pe noi, că noi știm cântări, noi știm versete. Bine, eu cunosc din aceia care știu versete și cântări și iau medicamente. Și când mă întreabă, nu toți mă întreabă pe mine, dar unii mă întreabă și pe mine. Frate Ghiță, eu mă rog, știți că mă rog, știi, depresie. Știți că și dumneavoastră v-ați rugat, știți că și la biserică am anunțat, cum să nu știu. Dar eu de o vreme iau tratament și mi-e mai bine de când iau tratament. Frate Ghiță, am primit niște șoapte de la frați din biserică, surori, că avem tot felul de sfătuitori prin biserică. Știți că avem în orice biserică. Și mi s-a spus că ori cu rugăciunea, ori cu medicamentele. Și eu n-aș vrea să supăr pe Domnul. Mă zic, bine că m-ai întrebat pe mine. O, ce mare m-am dat și eu, un minut. Zic, ce bine că m-ai întrebat pe mine. Că întrebai pe altul, nu știu ce-ți răspunde. Zic, să nu cumva să fie lași de tratament. Tu respecti cu sfințenie ce s-a zis domnul doctor.
Tu nu încetezi să iei medicamentele și noi nu încetăm ce să facem? Să ne rugăm. Că rugăciunea și medicamentele fac minuni. Știu că nu spuneți amin normal, că e cum să spui amin dacă o adăugați în medicamente. În inimă tot zicem un amin din ăla în inimă, adică zici, băi, înțelegeți? Dar nu a vrut nimeni să se ajungă la medicamente, logic, dar nu eu am decis asta, eu nu sunt medic. Nu se poate să ajungem în fanatisme de felul acesta. Al treilea enunț. Restaurarea poate fi dureroasă. Restaurarea poate fi dureroasă. Sărim, vă rog, peste capitolul 38, capitolul 39, episodul cu soția lui Potifar. Trecem și peste capitolul 40, unde e vorba de tâlcuirea viselor din temniță. Apoi și peste capitolul 41, unde este scos din temniță și este făcut al doilea om în stat după faraon, mă refer la Iosif, și ajungem la capitolul 42, între 42 și 45, are loc restaurarea familiei, dacă vreți, care ziceam că poate să fie dureroasă. După sosirea în Egipt, Iosif trece prin situații paradoxale, cum spuneam. Una e legată de o falsă acuzație de hărțuire sexuală, acolo e o chestie rușinoasă, aproape modernă, în care soția lui Potifar îl acuză pe Iosif de hărțuire, câte vreme hărțuirea a fost exact în sens invers. El ajunge în închisoare. Cealaltă e legată de tâlcuirea viselor lui Faraon, paradox. Pe de o parte, da, o cară, de cealaltă parte, glorie, într-un fel. Faraon îl pune în evidență. După ce ajunge într-o poziție de autoritate despre care citim în acele capitole, care vine cu totul neașteptat și providențial, îl găsesc frații săi pe Iosif atunci când ajung în Egipt să ceară pâine, trimiși de tatăl lor, pentru că tocmai era mare sărăcie, iar ei vin după pâine în Egipt. Aceștia, frații, fac două călătorii. Dacă vreți să mă urmăriți, e capitolul 42, începând cu versetul 6, prima călătorie. În prima călătorie, Iosif nu-și dezvăluie identitatea, nu spune cine este, ba dimpotrivă îi acuză că sunt spioni și la plecare înscenează un furt, ia niște argint, pune în fiecare sat. Ei se întorc, da, fără Simeon, pe care îl lasă zălog lui Iosif în Egipt, ceea ce face povestea mai dramatică. Ca să reiau puțin, numai ca să mă asigur că am înțeles, prima călătorie este cam așa, ei vin după grâu, primesc grâu după ce Iosif îi ia de sus, îi ia tare și le zice, sunteți spioni, ați venit să spionați pe aici, să ne furați ideile. Îi spun, nu, noi nu suntem spioni, le umple așa și zice, vă duceți și ca să mă asigur că vă întoarceți, dacă mi-l aduceți pe Beniamin, despre care el întreabă, sigur, că aveți un frate mai mic, zice, îl lăsați zălog pe Simeon. Și Simeon rămâne zălog, îi se pune argintul acela și când ajung ei în călătorie, numai bine când deschid sacii undeva, numai văd argintul și apoi se întorc înapoi. Apoi urmează a doua călătorie din capitolul 43, Iosif din nou nu-și dezvăluie identitatea, ci doar se comportă un pic mai omenos, un pic mai cald, mai ales că l-au adus cu ei pe Beniamin, care era fratele lui de mamă. Totul se încheie cu un ospăț în casa lui Iosif, în care Iosif se veselește tare, iar frații lui de asemenea, deși sunt contrariați de cele întâmplate. Apoi, după momentul acela al ospățului, întoarcerea din a doua călătorie, vezi capitolul 44, devine mai dramatică într-un fel, din nou se înscenează un furt și de data aceasta, într-unul dintre saci, este pus din porunca lui Iosif, în sacul lui Beniamin, este pus paharul de argint de care se folosea cine? Iosif. În fine, zice că îl folosea la ghicit, acum să-l iertați pe Iosif că și el se mai juca cu chestii după ce a ajuns mare, că după ce ajung oamenii mari, mai ales băieții, au tot felul de apucături. Avea și el chestia asta. Mă rog, trece peste. Sper că putem trece peste un detaliu. Frații săi sunt aduși înapoi. Acum e mai grav. Acum este aproape ca o chestie penală. După ce apucă să plece, fără să știe că unul dintre ei are paharul,
vin gărzile lui Iosif trimise de acesta și îl aduc înapoi, dar de se desfac saci și se găsește paharul, ăștia rămân oripilați pentru că n-au furat nimic. Cum să fure? Ăștia să fure? Ăștia nu erau în stare nici să fure. Ăștia arătau de săraci, de amărâți. Ei se bucurau că au primit și sunt aduși înapoi. Și apoi urmează capitolul 45, deci după ce sunt aduși înapoi, are loc destăinuirea lui Iosif, pe care vă rog să o citiți acasă, e emoționant, capitolul 45. Zice că la un moment dat n-a mai putut să se stăpânească, de obicei Iosif plângea într-o altă cameră, ieșa și plângea, apoi se întorcea ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Întrebarea care e climaxul, într-un fel, acestei tensiuni este, sau afirmație, eu sunt Iosif. Mai trăiește cine? Tatăl meu? Se poate face analize numai pe afirmația asta. Eu sunt Iosif. Mai trăiește tata? Pe voi vă văd. Vă știu. Ce face? Tata. Pentru că vedeți cum e familia. Oricât de mare ai ajunge și de tare, și orice pahar de argint ai avea, în cele din urmă ți-e dor de cine? De tata. Și puneți, vă rog, în tata, nu tata în sine, nu numai tata, ci toate ale tatălui. Avem câteva lecții ale restaurării. Lecții. 1. Restaurarea cere pregătire. Iosif își temporizează apropierea de frații lui. O temporizează, o face calculat, o face progresiv. Da, între ei trebuia să aibă loc o restaurare, cum cândva între Iacov, tatălui, a avut loc o restaurare între el și fratele lui, pe nume Esau. Acum, iată, între frați trebuie să aibă loc o restaurare, fără îndoială, dar ea cere pregătire. Cu cât ruptura în familie a fost mai mare, orice ruptură, cu cât a fost mai mare ruptura, cu atâta restaurarea cere o mai mare și o mai atentă, ce? Pregătire. Nu merge de pe o zi pe alta. Nu merge, cum ar zice românul, hodorong tronc, adică dăm și noi cu bâta în bal. Când în familie s-a produs o ruptură, mai ales emoțională, să știți că încărcătura este de ambele părți și de obicei nimeni nu vrea să cedeze sau cedează greu sau fiecare are dreptatea lui. De aceea trebuie multă pregătire, iar Iosif își pregătește capitole la rând, dacă vreți, îi pregătește pe frații lui, într-un sens un pic sadic, în sensul că îi umilește, da, îi umilește, ca să fie pregătiți pentru destăinuire, pentru dezvăluire. Ăștia veniseră cam cu nasul pe sus, ăștia când au văzut că au succes până la urmă, adică duc ce trebuie acasă, gândiți-vă cum a primit Iosif acele cuvinte, o să găsiți în acele capitole când veți citi, când el întreabă, mai aveți frați și cât sunteți voi la... Și zice, 12 suntem, zice, dar pe unul l-a mâncat lupul. L-a mâncat niște fiare sălbatice, așa spun, în pustie lor. Unul zice, nu mai știm ce. Pe momentul ăla Iosif a ieșit din cameră, zice, și s-a dus să plângă. Că i s-a părut prea mult cum se vorbea despre el. Restaurarea cere pregătire. Dacă cumva avem probleme în familie sau în familia lărgită. Știți ce zic familia? Acum nu mă refer strict. Familia lărgită. Dumnezeu să ne dea putere să pregătim cât putem de bine lucrurile. Să le pregătim și să ne dea Domnul lumină și înțelepciune. Și multă dragoste. Și multă smerenie. 2. Restaurarea cere preocupare. Restaurarea cere preocupare. Vă aduc aminte că, da, Iosif îi pune la încercare pe frații lui. Da, îi pune la încercare să vadă principialitatea lor, caracterul lor, să se asigure că ei nu fură, că ei fac legăminte, ei se jură și să vadă toate acestea. De acord, le pune la încercare caracterul. Dar vreau să vă spun că de fiecare dată ei au plecat de la Iosif cu sacii cum? Plini. Să nu uitați asta, vă rog. Ei pleacă cu sacii plini de grâu. Ei se întorc acasă cu daruri. Ei pleacă nu ca de la un om sărac, ci ca de la un om bogat, care are mai mult decât îi trebuie.
Așadar, restaurarea presupune și cere o anumită preocupare și până la urmă nu putem să restaurăm relațiile în familie dacă nu venim cu ceva investiție. Știți ce zic? Dacă nu facem niște gesturi de curtoazie, dacă nu ne apropiem în mod delicat de ceilalți. Și trei, restaurarea cere asumare. Asumarea. Mă refer în primul rând la faptul că Iosif se face vulnerabil și în cele din urmă dă drumul lacrimilor în prezența lor. Iosif tot plânge, plânge, plânge și la urmă plânge de față cu ei. Zice că și ei după aceea au plâns. Și a fost o întâlnire scăldată în lacrimi, după atâta emoție. Ei plângeau de căință, ăsta plângea de bucurie, dar ce mai contează? Lacrimile s-au amestecat și a fost ce trebuie. În restaurare, cam așa se întâmplă în familie. Plângem din pricini diferite, dar ce bine că plângem, adică am fost atinși emoțional. Iar dacă restaurarea poate fi dureroasă, poate fi dureroasă, ea merită fiecare durere, fiecare emoție, fiecare moment delicat. Al patrulea și ultimul enunț. Conviețuirea poate fi solicitantă. Conviețuirea poate fi solicitantă. Ajungem la capitolul 46, dragii mei, și mergem până la capitolul 48 într-o scurtă relatare. Iacov și familia lui se mută în Egipt și ceea ce avem aici este un fel de reîntregire a familiei. Totul a fost coordonat, bineînțeles, de către Iosif. Iosif acum, când deja identitatea lui este cunoscută, vrea să-și strămute familia, ceea ce și face. Călătoria lui Iacov spre Egipt este făcută într-o atmosferă de închinare. Citim la începutul capitolului 46, la Berșeba a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Iată, se pleacă cu închinare, cu jertfă. De asemenea, Dumnezeu răspunde prin anumite mesaje de încurajare. Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea. Iată, îi vorbește precum tatălui său. Întâlnirea are loc în ținutul Gosen, unde Iosif vine cu întregul lui alai și unde decide în cele din urmă că familia lui trebuie să rămână acolo. Motivul este legat de îndeletnicirea acestora. Ei erau ciobani sau păstori, crescători de animale. Precaut, Iosif îi va spune fratelui său, citez, veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni. Vezi că egiptenii nu iau la inimă pe ciobani, așa că rămâneți în Gosen. Întâlnirea este marcată din nou de plânsul lui Iosif, care nu-și mai poate stăpâni emoția. Când l-a văzut pe tata, s-a aruncat pe gâtul lui, a plâns multă vreme pe gâtul lui. Capitolul 47 asigură un fel de intermezzo dintre foametea din Egipt și bunăstarea din Eden, din Gosen, iertați-mă. Dar se încheie, vezi, versetele 27 la 31 cu neputința lui Israel. De la versetul 27, acolo avem un moment un pic critic, aici e un fel de paradox, o tensiune în text. Prima parte a capitolului este despre cât de bine le mergea lor în Gosen, câtă vreme în Egipt era foamete. Gosen o ducea bine. Vă aduc aminte că Iacov a stat 17 ani, 17 doar 17 a mai prins de viață în Egipt. 17 ani buni. După aceea s-a stins la vârsta de 147 de ani. Deci mai mult i-a trăit cum i-a trăit. Acum i-a trăit bine. Și cumva aici este tensiunea, pentru că o vreme lucrurile merg bine, iar cu începere de la versetul 27, chiar în bunăstare și în protecția pe care Iosif o asigura tatălui său, tatăl său începe să aibă tot mai mare neputință fizică, se apropie de plecare, îl cheamă pe Iosif, are loc o discuție despre cum să fie funerariile, ce se întâmple cu trupul lui după aceea. Atmosfera, dragii mei, este așa doar o atmosferă încărcată. Dacă vă uitați la versetul 31 din capitolul 47, zice că Iacov i-a zis, jurăm că vei face cum ți-am zis, și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe capătul patului sau pe căpătâiul patului, ceea ce arată o suferință terminală, o suferință finală. Dar vreau să vă aduc aminte că potrivit capitolului 48 și apoi capitolul 49, despre care noi nu mai vorbim,
Să știți că finalul vieții lui Iacov nu este doar în neputință și în moartea propriu-zisă ce stătea să vină, ci este cumva înviorat de înfierea fiilor lui Iosif, pentru că Iosif îi aduce pe Efraim și pe Manase și îi spune tatălui ceva de genul: cu ultimele puteri, dragul meu, bătrânul meu tată, te rog, binecuvintează copiii mei, așa cum ne-ai binecuvântat pe noi. Și unul era mai mare, unul mai mic, normal. Și îl așează pe cel mai mare, cum era rânduiala, Iosif îl așează sub mâna care? Ce mână e asta? Dreaptă. Și pe cel mai mic? Sub mâna stângă. Și tata, vezi bătrân cum era. Dar nu mai auzea bine, nu mai vedea bine. Nimic nu mai putea să facă bine. Gata. Simțurile toate numai pe jumătate. Știți că o să ajungem cu ele pe jumătate dacă îmbătrânim. Simțurile. Dar am auzit destule oricum. Am văzut destule până la vârstă. Și tata cum pune mâinile? Și Iosif, generația tânără, nu? Care toate le știe, toate le observă. El, perspicace, Iosif zice: tată, te-ai încurcat. Zice: vezi că ai pus. Și tata îi zice: citiți textul. Tata zice: lasă, fiule, că nu m-am încurcat, că asta așa trebuie. Iosif nu înțelege cum așa trebuie. Lasă-l, zice, că așa trebuie, că o să vezi că ăsta mai mic o să-l conducă pe ăsta. Iară să încep. Știți ce? Iară toată istoria aceea. Asta e o temă recurentă în... Da, e o temă recurentă în Geneza. Și nu numai, în Vechiul Testament. Să știți că Vechiul Testament are această, printre temele mari, majore, dar subtile în același timp, este tema celui mic, tema mezinului. Chiar se reia tema aceasta a mezinului. Ce vreau să reținem este că da, Iacov e tot mai neputincios, nu mai vede, nu mai are putere, nu mai aude. El încet, încet se stinge și până la urmă va muri, va pleca din lumea aceasta. Dar nu e interesant, și îmi place să spun asta mai ales în ocazii funerare, nu e interesant că Iacov, da, moare în neputință și sătul de zile, dar moare cu mâinile întinse spre ce? Nu spre niște copii, în gest de... De ce? De binecuvântare. Așa mi se pare că ar trebui să ne stingem toți când va fi să plecăm. Să plecăm în gest de binecuvântare, binecuvântându-i pe toți din jurul nostru. Și atunci, la urmă, putem pune mâinile cum vrem noi, că nimeni n-are voie să ne mai critice. Atunci ne putem ruga exact cum vrem, că nimeni nu ne mai corectează. Atunci avem atâta putere cum vă puteți imagina astăzi. Astăzi ne dă peste mână, de când e mică îți dă ăsta peste mână. Atunci, așa emoție va fi, încât cum zicem noi așa, rămâne. Și pleacă în sens, în genul acesta de binecuvântare. Și ce interesant, Gosenul e plin de pâine și de grâne. În Gosen toți o duc bine. În mijlocul unui Egipt care e înfometat, care este în lipsuri, Gosenul o duce bine, dar Gosenul la un moment dat are înmormântare. Și în mijlocul acelei bucurii a reîntâlnirii unei familii apare acea durere, pentru că, vă spuneam, conviețuirea poate fi solicitantă, dar ne bucurăm să fim împreună, dar e un consum de energie când suntem împreună, nu? Când suntem împreună ca familie, când ne reîntregim, când ne adunăm cei vârstnici cu cei tineri. Există în trei privințe, trei spații, trei zone în care conviețuirea este solicitantă. Doar vreau să le enumăr. În primul rând, împrejurările sunt diferite, împrejurările vieții sunt diferite. Într-un fel ne comportăm la tinerețe, apoi la vârsta adultă, apoi la senectute. Împrejurările se schimbă, da? Împrejurările. Și din cauza împrejurărilor, să știți că uneori apar multe tensiune, multe solicitare în familii și nu e simplu, nu e simplu. De exemplu, gândiți-vă numai la un accident care produce o dizabilitate la cineva din familia noastră, o dizabilitate, ați auzit ce am zis? Care nu se mai poate repara. Omenește. Dintr-o dată, dacă e dizabilitate locomotorie, va trebui să gândim rampe, nu? E ceva ce nu ne-am fi pus acasă, nu? Dintr-o dată vom gândi cum să facem un lift, dacă avem casă cu etaj. O, sigur, să punem varianta aceea pe balustradă de urcare. Nu știu care e mai ieftină. Nu e ieftină niciuna. Cineva ajunge dependent de dializă. Dintr-o dată totul se reconfigurează. Nu e cineva de pe stradă.
De două ori pe săptămână, cel puțin, trebuie să fie la spital, adică nu mai putem să facem drumuri lungi. Să fie aproape de centru medical. Cineva are boală cronică, autoimună și ia tratament, se pare, va lua toată viața. Vom fi atenți să nu-și uite tratamentul acasă, că plecăm, dar după ce urcăm în avion, cum facem? Cineva își pierde vederea. Toate se reconfigurează. Împrejurări, evenimente. Sigur că nu predicăm despre ele, predicăm triumfalist, predicăm ca și cum toți suntem sănătoși pentru totdeauna și nu ni se întâmplă nimic. Și când ni se întâmplă între două duminici, mereu toate se întâmplă între două duminici. Nu mai știm ce să facem în duminica cealaltă. Împrejurările sunt diferite, de aceea conviețuirea împreună e solicitantă. Așteptările sunt diferite, vă rog, adăugați, nu numai împrejurările, așteptările sunt diferite. Un fel de așteptări are omul bolnav și un fel de așteptări are omul care? Sănătos. Tot știm asta. Și în fine, stilurile sunt diferite. Stilurile. Într-un fel e băiatul, într-alt fel fata. De asemenea, într-un fel s-a comportat înainte de căsătorie, în altfel se comportă când? După căsătorie. Dar nu neapărat mai negativ. Adică, vă rog, nu vedeți ceva negativ neapărat, dar altfel se comportă. M-am înțeles bine cu el, zice o mamă de băiat, de acum căsătorit. M-am înțeles bine cu el până s-a însurat. După ce s-a însurat, nu mă mai înțeleg cu el. Eu întreb, că n-am auzit eu asta, eu am întrebat, auzi, nici eu n-am de lucru, știi ce întrebări pun și eu, la o mamă supărată. Dar oare de ce, soră, am întrebat eu, făcându-mă că nici n-am întâlnit eu așa ceva vreodată. Dar oare de ce? Cum de ce, frate Ghiță? Nu ți-ai dat seama? Nu. E în cauza ei, zice. Cum de nu m-am gândit eu la treaba asta? Ce zice, nu e adevărat? Totdeauna i-am luat apărarea ei în cazul ăsta. A zis, nu e adevărat. Zice, zic. Lăsați-i, soră. Nu pot, că dacă văd că nu merg ei bine, dacă văd că nu merg ei bine, păi să nu mai vedeți. Și cum să fac? Luați distanță. Vai, frate, ce mă înveți dumneata pe mine. Eu n-am mai auzit așa sfatul, n-are nimic. Acum le auziți. Dacă mi se plânge de el, eu iau apărarea tot la partea vătămată, cum ar veni. Adică logic, îl apăr pe ăla străin, mă, care a venit acolo. Logic, adică mi se pare logic. Cum adică? Soră, dar păi ea, ea-i fata dumneavoastră. Nu zice că eu am altă fată, am înțeles. Dar acum zic, prin căsătorie, așa, prin căsătorie, zice. Păi zic, nu-i fata, e fată, pe jumătate, e fata dumneavoastră. Nu, pe jumătate, e fata dumneavoastră. Soră, băiatul vă iartă dacă îl jigniți, dacă vă iartă. Dar ea nu vă iartă, elementul străin nu te mai iartă. Și dacă te iartă, nu te mai poate bietul, nu te mai poate uita biata de ea. Și dacă ar vrea, dar nu te mai poate. Mare atenție! Conviețuirea nu-i simplă. Iar când unul dintre părinți rămâne singur și neputincios și îngrijim de el, nu-i simplu. Sigur că o facem cu dragoste, sigur că o facem cu energie, sigur că totul punem la bătaie, dar nu-i simplu. Asta vreau să spun. Conviețuirea e solicitantă. Încheiem cu afirmația corectă de la urmă. Dacă lucrurile stau așa în familie, înseamnă că deși ne căsătorim și întemeiem familii și avem familii frumoase, împlinirea noastră ultimă nu e în familie, nici în membrii ei, ci rămâne în Dumnezeu. Asta e concluzia. Dăm tot ce putem pentru familie, ne dăm viața, dar noi ne legăm de Hristos. Dacă familia l-ar putea înlocui pe Hristos, înseamnă că odată ce ne căsătorim, ar trebui să renunțăm la credință. Faptul că nu renunțăm arată că avem nevoie de Dumnezeu și după ce ne căsătorim. Ba mai mult avem nevoie de El. Să ne ajute Domnul să rămânem cu familiile și să rămânem cu Hristos.